Și pe Elena?
Păi da, de aceea am predat eu ștafeta. Are fiica mea așa, și ne duce acolo. În ea trei marinari veneau ciocnind pahare, cu vin se-nveseleau. Veneau ciocnind pahare, cu vin se-nveseleau. Iar unul dintre deși mai tânăr mai aprins, se duse la fetiță, paharul i-l-a întins. Se duse la fetiță, paharul i-l-a întins. Eu nu primesc paharul, iubite marinar, căci viața-mi spune mie că ești un criminal. Căci viața-mi spune mie că ești un criminal. Atunci marinarul își scoase un inel și îl dădu fetiței să aibă de la el. Eu nu primesc inedul, iubite marinar, căci viața spune mie că ești un criminal. Căci viața spune mie că ești un criminal. Atunci marinarul îți scoase un cuțit și-n inima fetiței cuțitul el auzit. Și-n inima fetiței cuțitul el auzit. Atunci marinarul de rău ce i-a părut, s-a aruncat în valuri și nu a mai venit. S-a aruncat în valuri și nu a mai venit.